Elena Ionescu este o norocoasă. În doar câteva luni a avut parte de vacanțe de vis. A vizitat o bucățică de rai din Asia, apoi s-a bucurat de luxul unui resort din Turcia. I-a povestit totul colegei noastre Daniela Istrate. Aflați acum mai multe. Când vine vorba despre vacanțe, am putea spune că în acest an Elena Ionescu și-a atins obiectivul. Și-a reîncărcat bateriile și s-a întors bronzată din Thailanda, atunci când în capitală erau minus 15 grade Celsius. Iar recent a dat o fugă până în Turcia, unde s-a relaxat și s-a distrat alături de alte vedete într-un resort de lux. Elena Ionescu ne-a povestit totul despre aventurile ei în țări străine. Le aflați acum! Prima lună a anului a început cum nu se putea mai bine pentru Elena Ionescu, fosta membra a trupei Mandinga. Și-a luat gașca de prieteni și împreună au petrecut un sejur de vis în Thailanda. Așa se face că atunci când noi ne luptam cu frigul în România, ea făcea îngeraș pe nisip la temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Facem niște îngeraș! Niște îngeraș! Niște îngeraș facem! Uite-te și încolo să lăsăm frumos din zăpada! Am început așa, ușor, ușor, cu Chiang Mai, Chiang Rai, partea de nord a Thailandei, unde am vizitat toate templele foarte frumoase, unde am mâncat toate specialitățile lor. Elena a profitat din plin de zilele petrecute în Thailanda, destinație din ce în ce mai căutată de români. Ziua începea vis de dimineață pentru a avea timp să se bronzeze pendelete și continua cu vizite în insule și lagune. După care am mers pe insulă și am stat în Phi Phi Island aproape o săptămână, vreo 10 zile și a fost foarte frumos. Ajuns în Phi Phi, nu avea cum să nu dea nas în nas cu celebrele locuitoare ale insulei, maimuțele. Sunt niște furăcioase, nu știu dacă le învață cineva, dar dacă nu vii cu ceva în buzunar, nu se apropie de tine. Mi-au luat telefonul în timp ce le făceam o poză, dar totodată le-au și căzut din mână și l-am luat imediat. Băi! Ce faci? Cerșetorule! Ce faci? Ce-a fost asta? Dacă ajungeți în Thailanda, profitați din plin de nenumăratele posibilități de distracție. Am fost snorkeling, am fost cu caiacele, ne-am plimbat de pe o insulă pe alta. Am vrut să fac scuba diving, dar m-am răzgândit pentru că, nu știu, mi-e un pic frică. Ne-am plimbat cu vaporașele, am mers în fiecare seară la petreceri pe plajă, se erau diferite scene cu diferite stiluri de muzică și te opreai unde vroiai. Așa arată paradisul! Doamne, la mijloc! Cea mai bună perioadă pentru a călători în Thailanda este între lunile octombrie-aprilie. Prețul unui sejur de 8 nopți la un hotel de 4 stele cazare cu mic dejun costă în jur de 2000 de euro pentru două persoane. Dar până în toamnă poate trageți o fugă până în Turcia. Luați exemplul Elenei Ionescu. S-a simțit ca o prințesă într-un resort de lux din Belek, unde a petrecut 4 zile. A făcut echipă bună cu designerul Cătălin Botezatu, Doinița Oancea și Diana Dumitrescu. Am învățat golf pentru prima oară, acest sport pentru mine. Cătălin a fost proful? Da, el a fost proful și a și știut foarte bine. Hai! Bye, la. Că n-am cum să-i fac acum doar, dar se pare că... E mama ta! Vă place, nu? Elena nu s-a dezlipit de piscină, s-a răsfățat la spa, a gustat preparatele turcești, iar seara s-a distrat în club. Este o țară foarte apropiată și au și foarte multe... oportunități, opțiuni, pentru, mai ales pentru familii, spa-urile care sunt foarte frumoase, mâncarea, all inclusiv, conține absolut orice poți să iei pentru copilaj, petrecerile care se fac în incinta acolo, scenele care se cântă seara, în fiecare seară vin trupe și cântă pentru fiecare eveniment. Tariful unui sejur de 7 nopți la un resort de 5 stele din Belek în luna iunie este de 1770 de euro pentru două persoane, în timp ce în august prețul ajunge și la 2050 de euro, iar pentru
pentru că și-a încărcat bateriile, Elena și-a propus ca în lunile viitoare să muncească mult. Am terminat piesa, acum doar urmează să o lansez alături cu Arando Marquez. Este piesa lui Arando Marquez, este o piesă de vară. Undeva săptămâna viitoare probabil că o să fie și terminată. Și nu pleci în nicio vacanță, da? La iarnă îți rezervi vacanța, da? Am promis că nu mai plec nicăieri, muncim!